Un cuvânt din Sfânta Scriptură, un cuvânt pe care îl găsiți în Cartea Marcu, cei care aveți Biblie cu noastră. Apropo, când aveți Biblia, vă rog să o ridicați sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sunteți aproape 100. Marcu, capitolul 8, versetul 34, la versetul 39, citesc cuvântul lui Dumnezeu pe care știu că știți așa de bine. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește un om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Amin. Vă invit respectuos să reluați locurile pe bănci și în această seară să-mi permiteți să vă vorbesc din Cuvântul Dumnezeu despre un subiect sensibil, un subiect care însă ar trebui să fie o parte integrală a filozofiei noastre de viață. Dragii mei, se vorbește foarte mult despre bătălia pentru spațiu. Atâtea popoare se ceartă unele cu altele pentru că își doresc mai mult spațiu. Țineți minte cel de-al doilea război mondial, dorința lui Hitler de a avea spațiu vital, spațiu mai mult. Se vorbește în ultimii ani de războaiele economice, războiul petrolului, bătălia pentru petrol, bătălia pentru resursele naturale, bătălia pentru imagine, bătălia pentru supremația în lumea aceasta. În această seară să vă vorbesc despre o bătălie cumplită. O bătălie care se duce la modul invizibil, dar are consecințe vizibile dezastroase. Bătălia pentru suflet. Recitesc ceea ce am mai citit în urmă cu câteva secunde. Și ce folosește un om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Înseamnă că există o bătălie pentru suflet, o bătălie deosebită. Și mi-aduc aminte că am văzut odată într-o revistă și am citit un reportaj despre un sultan undeva în Arabia, care la fiecare zi de naștere supușii lui făceau cadou greutatea lui în aur. Și sultanul cântărea 120 de kg. Ce fericit îl arăta acolo în poză, un taler din acesta așa de cântat și dincolo 120 de kilograme de aur și el zâmbea fericit și probabil că îi mulțumea lui Allah că îi gras. Nu, îl gândesc. Bine că n-am 60 de kg, zicea. Nu? Asta are o șansă. Ce fericit era el, avea o figură de aia tâmpă. Plin de fericire, 120 de kilograme fiecare an de aur. Și mă gândeam la imaginea aceasta că dacă am pune tot universul acesta, tot universul cu tot ce cuprinde în el, cu toate bogățiile acestei lumi, așa a spus Iisus, dacă am pune tot universul acesta pe un taler și pe celălalt taler la balanței să pui sufletul meu, să pui sufletul tău. Sufletul meu și sufletul tău ar cântări mai greu după spusele lui Iisus Hristos decât tot universul pus pe celălalt taler. Atât de mare. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea aceasta dacă și-ar pierde, în schimb, sufletul? De ce are sufletul din noi atâta valoare? Sufletul este parte imaterială, nu? Cu sufletul plângi, cu sufletul râzi, în sufletul întristezi, în sufletul urăști. Toate le facem cu sufletul. De ce are atâta valoare sufletul acesta? Parte imaterială. Că noi mai mult purtăm de grijă părții materiale. Ceea ce se vede. Aici îmbrăcăm, aici, eu știu, ne preumblăm cu el, încercăm să fim iubiți, să ne facem frumoși, trupul acesta dăm ceea ce are nevoie. Și totuși Biblia spune că mai important este sufletul din om. De ce e sufletul valoros? Sufletul este valoros, în primul rând, iubiții mei, datorită creativității. Adică el este creat de cineva. Normal că atunci când trebuie ca să-ți cumpere o motocicletă, deci vei da seama că o motocicletă foarte scumpă este un Harley Davidson. De ce e acea de importantă? Deci așa de scumpă motocicletă aceea. Deci trebuie să aștepți până când îți vine. Pentru că acoperă o semnătură. Ea este făcută de Harley și de Davidson. Și atunci este important. Este scumpă motocicletă aceea. Dacă vrei să, eu știu, să cumperi o vioară, normal că dacă cumperi o vioară, un Stradivarius, este scump pentru că poartă semnătura acelui om, Stradivarius. Sunt câteva bucăți în lume, vreo 4-5, restul sunt copii. Dacă vrei să
să cumpere o pictură scumpă. Este o pictură pe care scrie Rembrandt, este scumpă. Este enorm de scumpă, pentru că poartă semnătura aceea. Dacă aș face-o, n-ar avea niciun preț. Și lucrurile acestea, ne uităm cine le-a creat ca să fie scumpe. Nu vă gândiți că pe sufletul meu, pe sufletul tău, există o semnătură. Și semnătura aceasta este semnătura lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe noi și sufletul nostru este scump, pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic, mare, mai mare decât toți Rembrandt, Stradivarius și ceilalți la un loc, pentru că El este etern. Ceilalți sunt trecători. Datorită creativității, este originat din Dumnezeu sufletul. Nu ni l-a dat mama, nu ni l-a dat tata. Putem, eu știu, păstra de la părinții noștri anumite lucruri, năravuri sau, eu știu, din trupul lor ceva imagini, nu? Avem strabismul tata, avem nervii mama, iuțimea ei, mânia ei, dar sufletul este originat din Dumnezeu. Este semnătura lui Dumnezeu pe sufletul nostru. În al doilea rând, sufletul este important datorită unicității. Avem un singur trup și avem un singur suflet. Sufletul este în trupul acesta și este unic. Pe bloc sunt 6 miliarde de oameni aproape. Dar nici unul nu seamănă cu mine și nu seamănă cu tine. Ești unică și ești unic. Nu există doi oameni care să semene la fel. Nu există doi oameni care să aibă aceleași gânduri, aceeași trăire, aceeași vorbire. Suntem unici. Sunteți dragi lui Dumnezeu, sunteți mai dragi decât mine, pentru că sunteți unici. Pe fiecare există ștampila lui și fiecare sunteți diferiți. Nu există doi oameni la fel. Și Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât suntem irepetabili, nu suntem șablonați, nu există 12 intrate de un șablon, nu avem un tipar, bucură-te ca tine nu-i nimeni. Te-ai bucurat deja. Ești unic. Datorită trăiniciei, este sufletul important în a treilea rând. Să-ți dau o veste tristă. Mai ai puțin și va trebui să pleci de aici. Mai ai 50 de ani, mai ai 70, totuși puțin. Trupul acesta pleacă, dar sufletul este etern. El este trainic. Un lucru cu cât e mai trainic, cu atâta ne este mai drag. Ține mai mult la el. Întrebăm dacă ține. Nu este așa. Când cumperi un lucru, îți cumperi o pereche de bluci cu gândul că 30 de ani trebuie să te țină, nu? Mi-aduc aminte că până nu avea cum să ne țină. De vremea mea, până în 86, erau la modă blugi frecați cu cărămidă. Îi luam noi, îi puneam pe noi și pe aceea luam o cărămidă și făceam praf în câteva minute. Ne-ți dragi lucrurile care sunt trainice. Va trece lumea aceasta, se va duce toată. Piramidele se vor face nisip, toate. Zgârie norii vor arde, se vor topi. Lumea aceasta va trece, necată în foc, în nisip, în apă, în ce vreți dumneavoastră. Dar sufletul acesta din tine, sufletul din mine, va trăi. Eu sunt etern prin sufletul meu. Prin trup nu sunt etern. Dar prin suflet sunt etern. Eu nu voi muri niciodată. Eu trăiesc. Partea imaterială din mine va trăi și după ce eu nu voi mai fi. Înțelegeți? Avem un suflet deosebit. Avem un suflet care nu moare niciodată. El are dreptul să plângă, are dreptul să râdă, are dreptul să urască, să iubească, are dreptul să țină mânie, are dreptul grămadă sufletul acesta nostru, dar n-are dreptul să moară. El este condamnat să fie veșnic. Și eu sunt condamnat prin el să fiu veșnic. În al patrulea rând, sufletul este important. Pentru că pentru el se dă bătălia invizibilă, bătălia cerească. Cuvântul Dumnezeu spune în Psalmul 142 cu versetul 4, orice scăpare este pierdută pentru mine, spune David. Nimeni nu mă mai iubește. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Ba să știți că îi pasă. Există două forțe în universul acesta, Dumnezeu și diavolul, și fiecare au îngerii lor. Îngeri buni al lui Dumnezeu și demoni al diavolului. Și îngerii sunt răi, demonii și diavolul sunt hotărâți pentru un singur lucru. Pentru smulgerea sufletului tău din mâna lui Dumnezeu și introducerea lui în iad, în flacără, în gunoi. Înțelegi ce spun în seara aceasta?
Bătălia se duce între Dumnezeu și diavol. David la supărare a spus că nimănui nu-i pasă. Mai pasă. Dumnezeu în fiecare zi se gândește cum să smulgă sufletul din păcat. Diavolul se gândește în fiecare zi cum să-ți distrugă sufletul acesta. Să se interferească, să ți-l murdărească. În fiecare zi se duce o bătălie pe care probabil că n-ai simțit-o. Poate că n-ai simțit-o. Poate că ai simțit-o. Bătălia pentru sufletul tău. Miliarde de forțe, bune și rele, se bat pentru sufletul tău. Sufletul este important datorită prețului nespus de mare care s-a plătit pentru el. Dacă îți faci o casă, o să o iubești mult, că ai clădit-o cu mâinile tale. Când o să-ți cumperi o bicicletă, după ce ai tras la școală, că numai așa ți-a cumpărat taică-t-o, dacă ai învățat să iei locul întâi și ai învățat până de asta, îți mintești. Dacă mai ai bicicletă, îți garantez că nu o trântești. Nu dai cai de pământ. Nu împrumuți la prieteni. Ai plătit un preț deosebit. Băi, când am stat eu în casă și am ducit, bă, ce făceați? Nu? Și vreți să vă dau bicicleta? Nici vorba de așa ceva. Dacă te jertfești pentru un lucru, ții la el. Și cu cât prețul acelui lucru a fost plătit mai scump, cu atât iubești mai mult lucrul acela. Ei bine, sufletul tău, nu numai că este unic, etern și se duce luptă pentru el. Sufletul tău a fost plătit cu un preț fantastic. În urmă cu 2000 de ani, într-o zi de vineri, în vinerea mare, vinerea neagră a universului acesta, Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Și să-L duc o veste bună. De n-ai fi fost numai tu și numai sufletul tău să fie pe pământul acesta, Dumnezeu tot trimitea pe Hristos să moară pentru tine. Atât de ești de important în ochii lui Dumnezeu. Noi, de exemplu, suntem numere. Suntem, dacă moare cineva, să spunem într-un accident, și nu trebuie să moară mulți, nu? Vreo într-un microbuz. Ce să spune? Încă om morți pe autostrada București-Pitești. 8. Așa suntem noi. 8 morți, 21 de milioane de plătitori de impozit. Noi suntem numere. Atâția votanți. Dar Dumnezeu n-are așa. El nu lucrează cu numere. El lucrează cu nume. Ori numele acesta poartă un suflet în spatele lui. În inima lui, acolo în interiorul lui. Și numele acesta e important, pentru că Dumnezeu este acela care te-a plătit scump. Are dreptul Dumnezeu. Este obligat Dumnezeu să lupte pentru suflet, pentru că a plătit El un preț scump. Dar tu trebuie să te gândești că nu ai voie să-L batjocorești sufletul acesta. Merge mai departe. Ai observat că e un suflet scump. Ai ceva în tine, nu-ți bună de nimic, nu? Câtă vreme porți un suflet în pieptul tău, ești o valoare. Câtă vreme bate inima aceasta în tine, ești o valoare. Pentru tine este foarte mult de rar și în universul acesta. Nu-ți bun de nimic. Nimic bun nu locuiește în mine. În tine este un potențial excepțional, sufletul. Și acum vreau să-ți vorbesc în al doilea rând de cea mai proastă afacere posibilă care poate să existe pe fața Pământului sub soare. Există o afacere îngrozitoare. Cu pierderi imense. Câți n-ați făcut afaceri în aceste mărunte? Ați pierdut, v-ați ridicat, a fost ceva trecător. Dar există o afacere proastă și Biblia spune despre această afacere că este a câștiga lumea întreagă și a pierde, în schimb, sufletul. Ce fericit ești când ai pus mâna pe lumea întreagă. Și Dumnezeu spune, e afacere de doi bani. Pentru că ai pierdut sufletul pentru asta. Nu știu dacă ați citit, în urmă cu 2 săptămâni de zile, revista americană Forbes a publicat lista cu cei 400 de oameni bogați în lume. În urmă cu un an de zile când au publicat aceasta, în cei 400 de oameni erau și câțiva milionari în dolari americani. E bine, acum nu mai sunt niciunul, toți sunt miliardari. 400 de oameni stăpânesc o avere de 1.225 de miliarde de dolari. Cel mai bogat om de pe fața Pământului, de pe planetă, este Bill Gates, patronul de la Microsoft Computer. Ați auzit de el, nu? Averea lui este estimată și declarată la 50 de miliarde de dolari, dintre care a spus în felul următor. 90% dintre ei donesc organizațiilor de caritate. L-au întrebat la vreo câteva ore după ce s-a dat acest vot. Se știa că e cel mai bogat. Domnul Bill Gates, suntem și noi fericit? Eu fericit? Mi-aș fi dorit
să fiu iar de 20 de ani în garajul din spatele casei noastre, să beau un pahar de Coca-Cola și să mănânc o cutie de Stix-uri. Nu-s fericit. O să lăsați vreun ban copilul dumneavoastră? Nu. Niciun ban. Să-și câștige de acolo. Nu sunteți fericit. Nu. Și am crezut cu nebunie că tot ce am în jurul meu mă poate face fericit. Sunt un om nefericit. Blestemată fie ziua în care m-am îmbogățit. Să ai toată lumea aceasta și să-ți pierzi în schimb sufletul. E o afacere îngrozitoare. Numai că problema este că noi nu o să câștigăm lumea asta toată. Vreau să-l văd eu pe ăla care poate câștiga pe toată. Bill Gates are 50 de miliarde de dolari. Nu poate câștiga pe toată. Nu e a lui toată. E o fărâm ce are el. Dacă îi câștigau pe toată, dar nu o să câștigăm pe toată. Hai să ne vorbim de asta. Prostie. O să câștigi puțin din ea. Și bine, o să câștigi o bucată din ea. Și o să-ți pierzi sufletul pentru mai puțin. Pentru o diplomă, pentru ceva ieftin, pentru faimă, pentru măritiș, pentru plăcerea de o clipă pe capul lui, o să-ți pierzi sufletul acesta. Pentru câțiva ani de zile, cum spunea Harold Vlad Hasek, despre anii măgăriilor, care vor trece într-o zi, și atunci mai rămâne cu Parkinsonul, vor rămâne și vor pleca toate acestea într-o zi. N-ai cum să câștigi toată lumea aceasta, schimb, poți să-ți pierzi sufletul pentru nimicul. Priviți-l pe Domnul cum trece. Faceți-i loc. Este un VIP. Aruncați-i pe ceilalți prin șans. Trece-l cu girofar. Trecătoare! Toate sunt trecătoare. Profitul de astăzi, câștigul de astăzi. Ne-am vândut sufletul mulți dintre noi pentru mult mai puțin de 50 de miliarde de dolari. Au fost 102 de euro. Am mințit pentru banii ăștia. Ne-am nenorocit. Ne-am dat peste cap. Pentru o privire, pentru o plăcere de o seară, pentru o clipă. Trecătoare. Le-am prăpădit și n-am câștigat lumea aceasta. Nici măcar n-am câștigat-o. Hai să zic, Doamne, că am pierdut sufletul acesta. Deși tu Dumnezeu a spus că e mai important sufletul meu decât toată lumea. Dar hai să o câștig lumea aceasta. Și dacă o țin, și dacă o câștig, Alexandru Macedon, când a câștigat, a plâns că nu mai are ce cuceri. S-a dat jos de pe cal, s-a pus cu genunchi în nisip și a plâns că nu trebuia împărat de ce plângi. N-a mai rămas nimic de cucerit, a cucerit totul. Și când l-am îngropat, am mușcat o muscă, știți asta? A dat friburile de el și a murit, la 33 de ani. A pus să-l îngroape cu mâinile afară, n-am dus nimic. Alexandru cel Mare, cuceritorul. Gol. Când îți pierzi sufletul, pierzi cea mai mare comoară care poate să existe. Ce-a folosit om să câștige toată lumea aceasta dacă își pierde sufletul? Învățatul lui Greg Epictetus s-a furat într-o zi o lampă. A cumpărat-o și el săracă cu 2 lei, lampa respectivă. Și ce-a spus? A doua zi. Bă, ce-a furat lampa, toți, știți cum, românul și grecul, tot așa era. S-a dus tot la mă și păcat de lampa, că era bună. Să răsucească puțin o rană. Bă, ce lampă ai avut? Ți-o furat așa e. Ce oameni, domnule, și poliția asta nu-și face datoria și rămân să-și fără lampă și bănuiesc că ai dat o grămadă de bani pe ea. Și ce-a spus Epictetus? A zis, pe mine lampa m-a costat puțin bănuț. De fapt, eu n-am pierdut nimic, zice. Pentru că pe mine lampa asta m-a costat puțin bănuț. Hoțul a pierdut. Și pe el a costat sufletul. Ascultați. Pe mine lampa m-a costat puțin bani. El a costat sufletul. El pierde, nu eu, că mi-a furat. De fapt, ce am, nu? Ca să pot pierde. Dragii mei, avem expresie noi, românii, numai noi românii avem, om fără suflet ce ești, nu? Oare poate să existe om fără suflet ce ești? Poate să fie om cu suflet insensibil. Poate să fie om cu suflet rău, dar nu așa l-a născut mai desa. În păcat, da, dar nu cu suflet rău. Nu suntem fără suflet. Îl avem noi aici, în pieptul nostru. Bun sau rău. Nu există om fără suflet. Ce ești? Ești cu suflet insensibil și păcătos și gunoios. Era un rege, citeam despre el, care a avut dorința în acele vremuri tulburi vechi să aibă neveste cât zilele anului. Solomon a avut mai mult. El a avut 365 de neveste, regele acesta. Și într-o zi, plin de opulență, plin de, eu știu, de mândria aceasta, că stăpânește peste un popor așa de grozav, s-a dus și a zis că merge într-o zi să vadă și la mănăstire. S-a dus la mănăstire
Vă spun, călugăra Bogă se ruga. Călugăra ești care stau pe piatră până când ia piatra în forma genunchiului. Tot se ruga, l-am întrebat cât dori pe noapte. 4 ore, zis călugăra. Cât postești pe săptămână? 4 zile. Ne ruga cât de roși pe zi? 4-5 ore. 6. Când am auzit asta, n-ai mai știut, de 25 de ani n-am mai plecat afară din mănăstirea asta. Domnule zice, vai de mine ce mare sacrificiu faci tu. I-a zis regele cu 365 de neveste. Nu, a zis călugărul. Nu sacrificiul meu e mare. Sacrificiul tău e mare, zice. Pentru că, zice călugărul, eu am renunțat la lucruri trecătoare și m-am dus în mănăstire. Tu ai renunțat la ceva etern. Deci el nu e sacrificiul meu, cel tău e cel mare. Deci nu te mai, mă mai plânge tu pe mine, plânge pe tine. Nu? Puneți mâna aici în partea stângă, inima, o simțiți? Care aveți în stânga? Sunt și care o dreapta, o simțiți? O simțiți că nu există om fără inimă, oameni buni. Om fără inimă ce ești? Nu există, mă. Câtă vreme bate acolo, pui mâna pe ea. Bate mai rar la alții, la alții ajutată. Bunicul meu avea stimulator din ăla, avea un cesulet din ăla care tot îl aranja. Mă, nepoate, nu mă îmbrățișa, zice că s-o oprească, știți că era cu telefon mobil. Dădeam peste cap ceasul. Orice îmbrățișare a bunicului, îi zăpăcea inima. Ca să pot să-l sărut, puneam celularul jos și acum mă duceam la el. Asta m-a mirat, că bunicul meu, după ce s-a dus, încă ăla tot mai bătea. Mi-a făcea datoria cu un prost. Mi-aduc aminte acum, cât de purtat de viața. Exact ca despre mulți. Ei mor, dacă mai avem amintiri plăcute sau neplăcute despre ei, dar noi nu mai suntem aici. Unde a rămas? La om fără inimă. Nu există om fără... A spus mâna acolo, a simțit. E bine, dincolo de ea, sau nu știu unde e exemplu sufletului. Aici trebuie să fie. E sufletul. Bucurați-vă că l-aveți. Bucurați-vă că va fi etern. Ăsta va fi fie în iad, fie în rai. Ăsta va plânge, se va chinui, va striga amarnic, sau va fi binecuvântat de Dumnezeu. Aveți un suflet. Iadul și raiul sunt lucruri clare, biblice, eterne. Nu vă înspământăm cu el. Aveți un suflet mare, are 18 ani, deja e bătrân. Aveți un suflet înțelept, are 50 de ani, are 70 și ceva, câți are fratele Lazar. Aveți un suflet în dumneavoastră. Bucurați-vă că sunteți bogați. Bucurați-vă că sunteți eterni. Sunteți ca nimeni altcineva. Totuși, cum putem câștiga bătălia cu sufletul nostru? Dumnezeu trage de el. Diavolul trage de el în fiecare zi. Lasă-mă, bucură-te, mă, vezi de treabă. Băi, mai să-ți povești de și bani pe copești, mă. Nu, uite-te la tine câte, ce suflet frumos ai. Nu, diavolul te curcă. Diavolul zice că aici uite-te la tine. Uite-te la tine ce suflet. Pune o fustă mini. Plimbă de prin mediul sara pe la noastră cu sufletul. Se încurcă sufletul. Țineți minte Biblie de la care era în preacul Revelionului noaptea. Mănâncă sufletul și zice, bea, bagă piftie în el. Bagă cărnat. Bagă vin. Dă o sticlă de Alexandrion apoi. Bea suflete. Veselește-te suflete al meu. Unul ai. Fă praf. Că nici taică tău nu a fost mai bun. Unde merge toată lumea, va merge și sufletelul tău. La grămadă, într-o cutie. La anihilare. Somn ușor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia pe care o auzi la Biserică Ortodoxă sau Catolică Reformată, Pentecostală, Baptistă sau ce, nu spune asta. Nici într-un caz. Biblia asta spune că ai un suflet în tine, etern. De el trage Dumnezeu și diavolul. Știți cine câștigă? Spune, Dumnezeu sau diavolul? Cine câștigă lupta pentru sufletul tău? Vrei să spun? Cine vrei tu să câștigi? Credeți? Vreau să vă vorbesc în această seară despre un Dumnezeu neputincios și despre un diavol neputincios. Dumnezeu nu poate. Nu poate, indiferent de multă dragoste avea, să-ți ia sufletul și să-l ducă în cer. Dacă tu nu vrei.
Dumnezeu te va căuta în discotecă. Dar dacă tu nu vrei să ieși afară. De fapt, bătălia pentru suflet o poți câștiga dacă vrei să-i dai lui Dumnezeu sau să-l dai lui diavol. Diavolul, tu hotărăști asta. Depinde de voința ta. Depinde de hotărârea pe care o poți lua. Tot seara ca asta. Mâine. Dacă mai trăiești. Cum putem câștiga bătălia aceasta? În primul rând, trebuie să ne pregătim pentru cer. Dacă vrei să câștigi bătălia cu sufletul tău și să-l dai lui Dumnezeu și să ajungi în Împărăția Sfântă, trebuie să te pregătești pentru cer. Pentru cer trebuie pregătire. Nu? Sau te-ai culcat seara și dimineața te trezești în paradis. Nu. Asta nu se întâmplă numai ca LSD sau morfină sau hașiș, marihuana. Numai atunci te trezești în paradis imediat. Numai că aici Biblia spune că pentru suflet trebuie dus o bătălie. Și în bătălia aceasta trebuie să te hotărăști ca să te pregătești. Ascultați ce spune versetul pe care am citit. Oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, dacă vrei să scapi, spune Domnul, dacă vrei să ai sufletul în mâna mea, să vină după mine să se lepede de sine, să-ți ai crucea și să mă urmezi. Asta spune Dumnezeu. Sau citesc versetul 34. Dacă voiește cineva să vină după mine, numai dacă voiește cineva, liber, spune Iisus. Restul, discotecă, bar, droguri, sexualitate, alegeți, nu veniți după mine, spune Iisus, dacă nu aveți dorința asta. Dacă voiește cineva, se ia un hac hotărât. Și dacă zice tata nu, dacă zice mama nu și soția nu și soțul zice nu. Spune Domnul, eu nu chem popoare. Că eu oameni. Dacă vrei să vii după mine, atunci te ridici în picioare. Și te hotărăști să te pregătești pentru cerul acesta. Dacă vrei să fii cel mai bun pianist, cum ajungi cel mai bun pianist? Există foarte multe cărți, dacă ați observat în librărie, cum să fii cel mai bun businessman în 30 de zile. Nu? Cum să înveți engleza în 25 de minute? N-ați auzit cărțile acestea instant. Puternice. Cum să fii chitarist în 2 săptămâni? Fără să ți se tocească buricele la degete. Cum să fii pianist în 6 săptămâni și jumătate? Peste noapte. Nes. Ați auzit de efecte din acestea de cum să slăbești în 2 luni? Ați auzit de efecte din astea? Așa. Imediat. Vă spun eu, să pot. Uitați-l pe Sam, el cântă la chitară solo. În 2 săptămâni învățat. Nu mă, cu 2 săptămâni cânta la flaută. Am zis, Sam, el cântă la chitară. Lasă flaută, am nevoie de chitară solo. Ce gata, învăț. A băut un ceai, este un ceai foarte bun pentru chitariști. Îl bei seara, imediat îți să mângezi degetele. Și crezi dacă credeți? Nu cred. De ce credeți? Spune-le, Sam, că e adevărat. Nu cred ce ai bun ceai, nu? Nu credeți. Dacă vrei să fii cel mai bun pianist, ce faci? Îți spune ce faci. 6 ore, 8 ore pe zi pian. Și le lași baltă pe toate celelalte. Și bicicleta, și rolele, și meciul de sâmbătă seara, și ăla de joi seara, și celelalte lucruri, dacă vrei să fii cel mai bun pianist. Corect? Am zis așa. Le lași baltă pe toate celelalte și ești cel mai bun pianist. Tot ce nu înseamnă pian. 2. Dacă vrei să fii, să punem cel mai bun, mai găsiți în ceva, eu știu, sportiv. Să joci volei. Lași bată toate celelalte lucruri din viață. Dacă e cazul, lași și școala, și filozofia, și mai nu știu ce, fugi de la ore, și toată ziua faci volei. Lași bată toate celelalte lucruri. Dacă vrei să fii cel mai bun, eu știu, arhitect, lași bată toate celelalte lucruri și zi și noapte, tragi linii. Desenezi. Înveți. Dar dacă vrei să fii cel mai bun creștin, ca pianist, mergi la biserică, așa câteodată, câte o seară, bei un ceai, mergi la o rugăciune strong, heavy, duty. Și ești creștin. Dacă mai apuci și 2 părinți spirituali, te duci de la cristelniță direct creștin, la 6 săptămâni, fericit, fluierând Aida.
Așa se nasc creștini. Așa trăiesc. Dacă vrei să fii cel mai bun creștin, cu sufletul înaintea lui Dumnezeu, trebuie să faci un lucru excepțional. Să lași baltă toate celelalte minuni și mofturi ale lumei acestea. Să te lipești tare de Dumnezeu. Numai pe El să-L vezi în fața ochilor tăi. Numai pe El să-L iubești. Să nu-ți fie rușine de toți ceilalți. Să poți privi pe toți oamenii în ochi. Să iubești pe toată lumea aceasta. Să-ți faci ce spune Sfânta Scriptură. Să te pregătești în fiecare zi pentru suflet. Doamne, pentru bătălia cerească, dacă, Doamne, mor astăzi, la 20 de ani, unde mă voi duce? Unde voi petrece o veșnicie asta? Că, Doamne, mă văd rău, rea, păcătoasă, nevrednică. Doamne, fă ceva cu mine. Mă pregătesc numai pentru suflet. Să rămână în spatele meu, dar în cazul să pierd diploma pentru asta și să ajung nefericită. Nu vreau. Vreau să pierd diploma. Vreau să pierd tinerețea care se trebuie să o pierd. Vreau să pierd banii. Vreau să pierd numele, mândria, faima. Dar vreau să te câștig pe tine, Doamne. Vreau să fie în sufletul meu și sufletul meu să fie mântuit. Și sufletul meu vreau să fie curățit, Doamne. Doamne, spunea cineva, leagă-mă de ceva etern. Doamne, leagă-mă de ceva etern, pentru că m-am legat de casă, m-am legat de pământ, m-am legat de diplomă, m-am legat de tinerețe și toate au trecut. M-am legat de iubire și am iubit soția mea, cum n-am iubit-o nimeni, n-au putut să iubească nimeni soția. Mi-a legat sufletul și și ea a fost pregătoare. Un singur microb mi-a pus-o groapă. Doamne, leagă-mă de Tine, pentru că Tu ești etern. Leagă-mă de Tine, Doamne, pentru că Tu ești veșnic. Leagă-mă sufletul de Tine. Apoi, mai trebuie să faci ceva. Dacă vrei să fii un om cu sufletul mântuit, după ce ai lăsat bacul de toate celelalte lucruri și te-ai întors la Dumnezeu, în clipa aceea trebuie să te gândești. Doamne, eu mi-am asigurat sufletul acesta. Acum, încă n-ai simțit probabil ce se întâmplă, fuga aceasta după asigurări. Dar vei simți în curând, după ce vom intra mai mult în Uniunea Europeană, vor veni tot timpul la tine la poartă, ca martor Jehova. Nu vreți să vă asigurați acum, sigur, n-ai ce să-l asigur. Ce să-l asigur acum? Nu? Te uiți la ranița cu care mergi la școală goală. Nici prietene. Orice așa că se poate. N-ai... Să-l asigur sandwich-ul? Eventual să poți să-l asigur dorință. Să-l asigur că și anul viitor vor fi tot acolo. Ce să-l asigur? Apartamentul în care stau nervos. Taică-te tot timpul nervos. Maică-te bătută vinerea seara. Ce sărăcia s-o sigur. Dar mie vreau că veți avea așa, nu știu ce veți avea. Spunea un copil tatălui său, tată, vreau să răspund la o întrebare. Tu ți-ai asigurat sufletul? De ce mă întreb? Pentru că te-am auzit vorbind cu agentul de asigurări aseară. Casa ai asigurat-o. Mașina ai asigurat-o. Viața asta trecătoare pe care o avem ai asigurat-o. Dar sufletul ți l-ai asigurat? Care știe că o să trăiască mâine 100%, care e în credințare, vă rog să ridicați mâna sus, care știți că o să trăiți până mâine. Sunteți puțini. Sunteți puțini. Că de fapt cei mai mulți dintre noi suntem cu nesiguranța aceasta, că următorul, eu știu, următorul pas pe care poate să-l facem mâine. Și dacă mori, mori, adică. Pe șoselele patriei, acasă, într-un spital, cu un tratament greșit, unde pleci? Să fie țărână ușoară. Oamenii își asigură să știți veșnicia. Duceți-vă în cimitirile noastre și veți vedea. Și-au pregătit dinainte locul. Născut 1942. Decedat și-a lăsat loc liber să ne fie mai ușor când batem. Bați doar 4 cifre. Ai loc la cimitir? Am plătit pe el câteva milioane. Știți care a fost un mai bun business în București anul trecut? Cimitirul Eternitatea, pe un video. Au luat bani în prostii. Milioane și milioane de dolari au câștigat numai anul trecut. Că oamenii vor să-și asigure viața de dincolo. În centru. În mijloc. Cât mai aproape de Eminescu. De Coșbuc. S-ar putea ca unii dintre voi să plecați mâine la facultate
și să nu mai ajungeți niciodată acolo. Unde plecați? Unde vă duceți? Ai un suflet etern. Noi ne vom mai întâlni. Sufletele noastre se vor mai întâlni. Și mă rog în această seară că Dumnezeu să fie acela care să-ți conștientizeze viața. E vremea să te întorci la Dumnezeu. Vrei să fii cel mai bun creștin? Lasă bală toate celelalte lucruri. Și întoarce-te la Dumnezeu. Asigură sufletul. Oricând se poate să spui ca și o copil din Scoția, când a venit acea ploaie de stele mari. Și a venit Maică-sa și a spus în 1786, John, a venit sfârșitul lumii, l-a spus la Maică-sa, ploua cu stele. Era roșu tot cel. La care l-a spus, slavă Domnului, mamă, că sunt pregătit. Ar putea fi unul din aceștia care se sare în picioare oricând, să spui, o să plec oricând. Eu sunt păcat cu tine. Iubesc pe toată lumea. Ascult cuvântul Dumnezeu și îl împlinesc în viața mea cât pot eu. Iubesc pe toți, iubesc pe Dumnezeu, aștept să vină El. N-am ce să reproșez. Umblu în lumină. Trăiesc viața după Biblia aceasta. Am un suflet asigurat. Și că mă va duce Dumnezeu în al treilea cer, sunt al șaptelea sau în 20, că n-are importanță unde voi fi. Dacă voi fi cu El, va fi bine. Haideți să ne ridicăm.